Stimați reprezentanți ai mass media, stimate doamne și domni rectori și directori, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. După cum știți deja, creșterea atractivității și relevanței studiilor pentru piața muncii este unul din obiectivele Ministerului Educației și Cercetării. Știm cu toții că studiile de calitate înseamnă, în primul rând, profesori buni, conținuturi relevante și infrastructură modernă. În acest context, investim constant în universitățile și colegiile pedagogice, astfel ca acestea să pregătească profesori de cea mai înaltă calificare, care la rândul lor merg în școli și pregătesc copiii pentru viitor. V-am invitat astăzi ca să anunțăm cel de-al doilea apel de concurs pentru finanțarea proiectelor în universități și colegii pedagogice. Acest proces de finanțare în bază de proiecte a demarat anul trecut, când am acordat peste 14 milioane de euro pentru 20 de proiecte de infrastructură și modernizarea conținuturilor pentru 13 universități și colegii. Mai mult de jumătate din această sumă a mers în instituțiile de învățământ care pregătesc cadrele didactice. Astăzi lansăm concursul pentru noi proiecte de investiții pentru instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic, iar finanțarea pe care o vom acorda pentru acestea este de 10,4 milioane euro. La concursul de proiecte pot participa instituțiile de învățământ superior publice și colegiile pedagogice. Domeniile care pot beneficia de finanțare sunt științe ale educației, medicină, inginerie și activități ingineriești, tehnologie ale informațiilor și comunicațiilor, științe chimice, științe biologice, științe ale mediului, științe fizice, matematică și statistică, științe agricole, medicina veterinară. Cu banii din aceste proiecte, universitățile și colegiile vor putea investi în infrastructură, adică în dotarea laboratoarelor, centrelor de cercetare, mediilor de învățare și altor spații, și vor putea moderniza conținuturile predate studenților și elevilor. Menționez că în prima etapă acestui concurs de proiecte au fost oferite finanțări în sumă de peste 14 milioane de euro pentru 4 domenii prioritare. Față de prima etapă, a fost extinsă area domeniilor prioritare pentru finanțare, aceasta fiind completată cu specialități din domeniul științei exacte, au fost menționate deja matematică, statistică, fizică, chimie, biologie, științe ale mediului, dar și din domeniul științei agricole și medicina veterinară. Comparativ cu prima etapă a concursului de proiecte, majorăm și suma maximă a finanțării de care pot beneficia instituțiile de învățământ superior. Universitățile vor putea accesa până la 3,5 milioane de euro față de 2,15 milioane euro cât era anterior. Din această finanțare maximă, suma maximă care poate fi alocată pentru bunuri este de 2,8 milioane de euro față de 1,7 milioane care a fost în anterior. În același timp, alocația minimă pentru servicii, instruiri, cheltuielile operaționale nu poate fi mai mică de 700.000 de euro față de 430.000 cât era anterior. Pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic, suma rămâne aceeași și este de 900.000 de euro de care poate beneficia o instituție de învățământ. Criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de învățământ superior sunt aceleași ca și în cadrul primului apel. Instituțiile trebuie să fie o persoană juridică publică înregistrată în Republica Moldova, să dispună de programe academice acreditate în domeniul sau domeniile la care aplică, să nu fie în proces de reorganizare, să aibă un număr minim de 1.000 de studenți înscriși la programele de licență și master în total, cu date referitor la 1 octombrie 2021, să nu aibă o rată mai mică de 50% a studenților absolvenți comparativ cu studenții înscriși în ultimii 5 ani anteriori anului 2021 și cel puțin 50% din cadrele universitare să fie cadre științifico-didactice titulare. La rândul lor, colegiile pedagogi trebuie să corespundă următoarelor criterii. Să fie persoană juridică publică înregistrată în Republica Moldova, să dispună de programe academice acreditate în domeniul pedagogic, să aibă un număr minim de 200 de studenți înscriși referitor la datele din 1 octombrie 2021 și cel puțin 50% din cadrele didactice să fie cu grade didactice și cadre didactice titulare. Termenul de depunere a proiectelor este 30 iunie 2023. Evaluarea proiectelor de către experți independenți în domeniu se va finaliza până la 1 august 2023,
iar cel târziu până la 1 septembrie 2023 vom avea aprobate deciziile asupra proiectelor învigătoare. Aceste proiecte urmează să fie implementate până în anul 2025. Acest apel de proiecte are loc în cadrul proiectului Învățământul Superior de Moldova, implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu finanțare de la Banca Mondială. Proiectul vine să susțină inițiativele Guvernului Republicii Moldova prin intervenții menite să îmbunătățească condițiile din blocurile de studii existente și respectiv dotarea cabinetelor, laboratoarelor, centrelor de cercetare, altor medii de învățare, formarea resurselor umane, îmbunătățirea programelor de studii, să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței forței de muncă, precum și să creeze mecanisme care să sporească șansele de angajare ale absolvenților instituțiilor de învățământ superior. Stimați colegi, doamnelor și domnilor rectori și directori, vă încurajez să depuneți dosarele la concurs și să utilizați această oportunitate de a moderniza în continuare instituțiile pe care le conduceți. Vă îndemn să alocați resurse umane necesare pentru a implementa cu succes și în termenile stabilite proiectele care au fost câștigate anul trecut, dar și să alocați suficiente resurse umane pentru a scrie noi proiecte în cadrul apelului de concursuri anunțat astăzi. Vă mulțumesc și dacă reprezentanții presei au întrebări, vă rog să le adresați. Proiectul Învățământ Superior de Moldova a fost inițiat în anul 2020 și este cu o perioadă de implementare până în 2025. Acest proiect are mai multe componente, s-au realizat mai multe activități în cadrul acestui proiect. Astăzi vorbim despre o activitate care reprezintă componenta de îmbunătățire a relevanței studiilor pentru piața muncii și de a îmbunătăți conexiunea între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri. În această componentă avem alocații de circa 25 de milioane de euro, care au fost oferite o parte anul trecut și a doua parte este lansată astăzi. Aceasta este o componentă prin care urmărim obiectivul de a îmbunătăți conexiunea dintre instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri, cu scopul de a îmbunătăți relevanța studiilor pentru studenți și pentru a crește calificarea lor atunci când trebuie să meargă să se angajeze. Alte componente din cadrul proiectului prevăd elaborarea unor sisteme informaționale care vor fi utilizate în managementul învățământului superior. Va fi elaborat un sistem de e-admitere care va fi implementat începând cu anul 2024. La fel vom elabora un sistem informațional de management al învățământului superior care la fel va fi util atât pentru beneficiari din instituțiile de învățământ, cât și pentru minister și alte agenții din subordinea ministerului care vor desfășura aceste activități. Elaborăm un număr de peste 300 de standarde în cadrul acestui proiect și avem o mare parte din ele elaborate și o altă parte în lucru. De asemenea, îmbunătățim cadrul normativ, lucrăm la îmbunătățirea metodologiei de evaluare și acreditarea programelor de studii. De asemenea, în curând vom aproba modificarea la formula de finanțare pentru învățământul superior. Vom îmbunătăți în special criteriile în baza cărora și indicatorii în baza cărora vom finanța universitățile pentru performanța obținută. Și avem un șir de alte acte normative și activități care se desfășoară inclusiv în cadrul acestui proiect, dar și conform planului de activitate a Guvernului și a Ministerului cu privire la dezvoltarea învățământului, în cazul dat particular, învățământul superior. Noi ați observat că săptămâna trecută am aprobat în prima lectură în Parlament, a fost aprobat modificările la Codul Educației, care vin cu câteva modificări necesare, anume în legea educației, în Codul Educației, pentru a ne ajuta să promovăm mai multe activități.
Venim și cu diferite forme suplimentare de a oferi cetățenilor, atât studenților, cât și persoanelor adulte, a diferitor cursuri, cum ar fi cursuri de microcalificări, care va spori îmbunătățirea competențelor angajaților din diferite companii și de diferite sfere de activitate. Când vorbim de studenți, noi creăm inclusiv prin aceste proiecte alte condiții mai bune de activitate și de predare în cadrul universităților. La fel vreau să menționez că pentru anul 2023 a fost majorat bugetul pentru prima dată cu așa o creștere substanțială de 25% suma bugetului care a fost alocat instituțiilor de învățământ superior și instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Prin aceste majorări venim cu o stimulare suplimentară pentru instituții ca ei să creeze mai bune condiții salariale, inclusiv pentru angajați. A fost majorat și salariul pentru cadrele din aceste instituții cu 1300 de lei la început de an, dar lucrăm acum împreună cu colegii din cadrul universităților și Consiliul Rectorilor pentru a dezvolta și formula de finanțare care vom veni cu îmbunătățiri, dar și a cadrul normativ privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior pentru a crește gradul de autonomie a universităților, inclusiv atunci când își stabilesc politicile salariale. Prin urmare, prin aceste investiții, prin reglementările care le facem, venim cu noi condiții de îmbunătățire pentru desfășurarea procesului educațional în cadrul universităților. De asemenea, dacă vorbim despre cadrele didactice care activează în învățământul general, noile prevederi din Codul Educației vin să pun pachet de sprijin pentru tinerii specialiști prin extinderea perioadei în care aceștia beneficiază de indemnizațiile anuale, de la 3 la 5 ani extindem perioada. De asemenea, de facilități pentru o perioadă mai lungă de 5 ani vor beneficia și tinerii profesori care activează în școlile din sate și orașe prin reducerea normei didactice până la 75% păstrând salariul integral pentru această activitate. De asemenea, în primii 5 ani vor beneficia de suportul unui mentor pentru dezvoltarea în carieră și susținerea început de carieră. De asemenea, pentru profesorii care merg în instituții, în sate și orașe, vom susține pe o perioadă de 5 ani și plata serviciilor comunale, serviciilor pentru electricitate. În afară de aceasta, venim și prin programele și proiectele care le implementează universitățile în cadrul proiectului Învățământ Superior cu sprijin pentru a dezvolta programele. Am menționat peste 7,5 milioane de euro anul trecut au fost acordate anume instituțiilor care pregătesc cadre didactice. Și vom veni și cu alte modalități prin care vom sprijini cadrele didactice. Avem planificat într-un nou proiect cu Banca Mondială pentru Învățământul General sume, inclusiv din granturi, oferite de Parteneriatul Global pentru Educație, care vom veni cu un pachet nou cursuri de formare continuă în funcție de necesitățile profesorilor, vom veni cu investiții în școli în bază de proiecte de inovație în educație, care vor fi implementate în școli și noi vom susține prin granturi aceste proiecte și inclusiv în instituții de învățământ general. Prin urmare, o activitate similară care o desfășurăm acum pentru universități și colegiile pedagogice vom face și în cadrul proiectului cu Banca Mondială pentru Învățământul General. Noi sperăm ca, începând cu luna septembrie, cel târziu în luna octombrie, acest proiect să devină efectiv și să fie lucrat. Urmează câteva etape, în primul rând, aprobarea la Banca Mondială și apoi în Parlament și Guvern, câteva acte normative ca să punem în aplicare aceste prevederi și aceste activități. Elevii au nevoie de cunoștințe necesare pentru ca ei să dezvolte armonios. Pentru aceasta avem diferite discipline în școli care prevăd și educația pentru societate, educația pentru sănătate, mai multe discipline școlare conțin mai multe module, inclusiv la disciplina biologie se conțin informații și tot ce este necesar pentru ca copiii să cunoască inclusiv ceea ce au nevoie pentru a se dezvolta armonios. Nu neapărat fiecare disciplină trebuie să fie o disciplină separată și obligatorie în planul cadru care și așa conține multe discipline,
dar prin diferite module, prin diferite discipline opționale, ne străduim să asigurăm o cât mai mare diversitate pentru, și oportunități pentru elevi. În acest context și în cadrul proiectului cu Banca Mondială care îl gândim, dorim să oferim prin activitățile din cadrul acestui proiect, inclusiv prin construcția de licee noi, să oferim, să creăm licee mari, clasice, începând cu clasa 10 până la 12, în care să diversificăm planurile de studii și elevii noștri care învață la treapta liceală să aibă o mai mare gamă de alegere a planului în funcție de preferințele și obiectivul lor de a se pregăti și a se încadra în activitatea profesională într-un anumit domeniu. Cu drag. Stimați directori, stimați rectori, eu vă îndemn chiar de astăzi să începem a lucra la noile proiecte care o să le aplicați în cadrul concursului. Vă urez succes în această activitate. Vă mulțumesc!